Doamnelor, domnilor, partea a doua a emisiunii Cu cărțile pe față, într-un context în care agenda zilei aparține scenei politice, vă propunem o discuție și despre implicare, umanism și responsabilitate, principii care ar trebui, de fapt, să ne definească viața de zi cu zi. Salutăm prezența în studioul Teleplus Maramureș și a domnului Vasile Vlașin, unul dintre inițiatorii acestui demers civic, cel care a trăit în viață o experiență care, în loc să-l dărâme, l-a făcut mai puternic și mai motivat să-și ajute semenii. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. E o onoare de fiecare dată când vin pentru o discuție cu dumneavoastră în fața telespectatorilor. E bine că ne aduceți întotdeauna și vești bune. Domnule Vlașin, Părinți Salvatori a apărut ca o necesitate obiectivă, generând cadrul organizatoric necesar pentru implicarea comunităților. Ce înseamnă astăzi Părinți Salvatori? Cine sunt membrii acestei asociații și care este misiunea dumneavoastră? De fiecare dată mi-e greu să vorbesc despre originea Părinți Salvatori. Cred că cei care mă cunosc știu deja acest lucru. Părinți Salvatori înseamnă, de fapt, bucuria pe care ar fi trebuit să o trăiesc în fiecare zi alături de Luca. Odată cu pierderea lui, încerc ca energia, timpul să mi-l dedic. Așa cum spune un cântec cunoscut, celor mai triști ca noi. Pentru că există și am întâlnit pe parcursul acestor 4 ani oameni mai triști decât mine, a căror suferință e mai greu de purtat. Noi reacționăm diferit. Așa cum ai spus tu, unii se pot prăbuși sub o povară, unii pot să găsească energia de a merge mai departe. Am găsit energia de a merge mai departe în ceea ce fac zi de zi. Iar ceea ce s-a întâmplat astăzi pornește de atunci. E o dorință de atunci, din prima zi, de când Luca, în urma necului, a făcut stop cardiorespirator. Ceea ce am făcut astăzi în Baia Mare, echipamentul pe care l-am montat pentru prima dată într-un spațiu deschis, public, la stradă, în așa fel încât oricine să poată avea acces la el, menționez că mai există un asemenea echipament în galeria. Nu e voie să spun numai așa, e de la ieșire dinspre Dej, ultimul complex comercial, acolo în galeria comercială există un defibrilator montat prin sprijinul clubului Rotary Baia Mare. Acesta pe care noi l-am montat astăzi și care arată exact așa ca cel pe care l-am eu aici și care se folosește foarte ușor de către oricine, efectiv se deschide cutia. La cutie este acces de pe scările colegiului liceului Angel Salini. Da. Se scoate cutia, se deschide aparatul și de aici încolo. Păstrați-vă calmul, urmați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că serviciile de urgență sunt apelate acum. Începeți prin a dezgoli pieptul pacientului. Îndepărtați sau tăiați hainele dacă este necesar. Nu o să-l las să-și spună tot protocolul. Am vrut doar să vă demonstrez, să vă arăt că e un aparat complet automat. Nu trebuie să apeși niciun buton. El te ghidează, îți spune și îți și scrie pe monitor, în caz că nu auzi sau e gălăgie foarte mare și nu auzi ce-ți spune, te ghidează inclusiv prin scris. Absolut toți pașii pe care să-i urmezi. Un copil de 8 ani poate să folosească acest echipament fără niciun fel de problemă. Bun, haideți să vedem. Ați pornit o campanie, de fapt, de acolo a început. Da, e o campanie care se numește Minuni cu bani mărunți, prin care vreau să demonstrăm că putem să facem minuni alocând resurse foarte, foarte mici.
fie că punem niște bani mărunți într-o urnă, fie că această metodă foarte la îndemâna oricui de a dona 2 euro prin SMS. Avem o linie de SMS, numărul este 8844, prin trimiterea cuvântului minuni se donează 2 euro pentru acest proiect. Donația poate să fie unică sau poate să rămână lună de lună. În fiecare lună, fără să mai faci nimic, absolut nimic, 2 euro vor fi donați pentru prin acest proiect. Prin această donație ați reușit să cumpărați primul aparat. Primul, da? Echipament. Care costă valoarea e de peste, de... peste 2000 de euro. Da. Aproximativ 2300 de euro este valoarea. Aici mai sunt și alte costuri, pentru că, de exemplu, trebuie să montăm o cameră video care va supraveghea, va fi conectată la dispecerat și va fi supravegheată zona non-stop, în așa fel încât să nu ne trezim că cineva din teribilism ia aparatul și pleacă cu el. Vreau să vă spun că acest aparat nu poate să fie folosit la nimic altceva decât în situația în care o inimă s-a oprit. Și îmi place să cred că nu va fi nimeni atât de inconștient încât să ia aparatul și să facă ce cu el, pentru că nu-l poate folosi la nimic nu altceva. Nu se poate comercializa, nu se poate face nimic. Nu poți să faci nimic cu el. Aparatul poți să-l folosești doar dacă cineva a suferit stop cardiorespirator. Din nefericire, stopul cardiorespirator este ucigașul numărul 1. Păi, în România, o cauză majoră a mortalității o constituie chiar stopul cardiorespirator. Ce vreau eu să vă întreb? De ce doar 4% reușesc să scape și dacă cunoașterea și aplicarea tehnicilor de prim ajutor este o salvare pentru cel care... 4% e chiar o cifră ușor exagerată. Mai puțin. Mai puțin de 4%. Chiar cifra dureroasă e de sub 2%. În cazurile de stop cardiorespirator pot fi salvate. Și cauza e simplă. Nu se intervine la timp. O persoană a făcut stop cardiorespirator, martorii nu știu să recunoască simptomele și nu știu ce să facă. Sună la 112. Nu e suficient. Ai sunat la 112 și aștepți. Sau ai sunat la 112 și dai palme sau arunci cu apă pe el. E inutil. Nu Bun. E necesar. Avem acest aparat. Ai sunat la 112 și ambulanța vine cât de repede poate. Dar nu va veni mai repede de 5 minute. O persoană aflată în stop cardiorespirator 5 minute e o persoană la care va veni ambulanța, va efectua manevrele obligatorii de resuscitare, iar la final știrea știți cum se termină. Pacientul, victima, au fost depuse toate eforturile, victima nu a răspuns resuscitării și prin urmare a fost declarat decesul. Asta se întâmplă în peste 98% din cazuri. Folosirea acestui echipament, imediat ce ai constatat că o persoană nu respiră și nu mai are circulație, da, folosirea aparatului crește șansele de supraviețuire la peste, țineți-vă bine, 70%. Bun, să ne explicați puțin procedura, da? O persoană care îi se face rău este pe stradă. Acum, cel puțin astăzi, sunt foarte mulți cărora li se face rău. Da. Astăzi, 10 octombrie. A ți se face rău... Nu înseamnă că nu înseamnă că ești în stop cardiorespirator. Stopul cardiorespirator e atunci când funcțiile vitale, respirația și circulația nu mai sunt active. Aceasta intervine pe fondul obstrucției de căi respiratorii, cunoscut de noi generic în necul, fie cu lichide, fie cu alte, nu știu, mâncare, obiect, corpuri solide, sau un stop cardiorespirator survenit pe fondul unor afecțiuni cardiace. În ambele cazuri se oprește, în cazul necului se oprește prima dată respirația și apoi se oprește inima, în cazul afecțiunilor cardiace se oprește inima și imediat și respirația. Cum recunoaștem simptomele? Prin verificarea respirației. E ceva ce noi la cursul pe care îl susținem de gratuit, ajutor, de prim ajutor, învățăm.
N-aș vrea să dau lecții la televizor, ca să creadă cineva că a învățat. Pentru că așa ceva se învață doar exersând. Bun, dar pentru a ști cum ajungi la acest aparat, ce e de făcut, pașii aceștia? În momentul în care ai constatat că respirația s-a oprit, inima s-a oprit, poți să folosești aparatul. Ce vreau să vă spun e că dacă diagnosticul pus de tine e greșit și tu folosești aparatul, nu se va întâmpla absolut nimic. Deci tu nu poți să faci rău unei persoane. Eu acum, dacă lipesc electrozii pe mica șvab, aparatul nu va face nimic. Va măsura, deci nu face rău. Va măsura ritmul cardiac, va vedea că mica șvab are puls și trăiește și aparatul nu va face nimic. În schimb, dacă folosim aparatul, lipim electrozii, așa cum ne spune vocea, da, ați auzit-o și dumneavoastră, ne arată și desenul, lipim electrozii în partea aceasta și în partea cealaltă, avem desen, repet, un copil de 8 ani poate să facă asta. În momentul în care aparatul măsoară ritmul cardiac și detectează inactivitate, el decide când și dacă trebuie să aplice șocuri electrice. Și atunci îți va spune, nu atinge victima, nu atinge pacientul. Da. Trebuie să rămâi la distanță de pacient ca să nu-ți transmită și ție șocurile electrice. Aparatul acesta este nu conectat. Poate să facă rău nimănui. La ce anume este conectat sau cum funcționează? Aparatul are autonomie totală. Asta e doar o geantă de transport. Da. Aparatul e atât. Aici e și o trusă medicală în care avem o lamă de bărbierit în așa fel încât dacă e un bărbat cu pilozitate excesivă, ai tras de două ori cu lama pentru a putea lipi electrodul direct pe piele, da, pentru un contact bun, altfel nu vei avea o măsurare bună a ritmului cardiac și nici administrarea șocului electric, iar aparatul are autonomie prin acest acumulator, care nu poate fi folosit la nimic altceva. Da, se descarcă la un moment și dat. Care, da, se gândesc, descarcă. Da? Se descarcă după 8 ani de zile. Aici vreau să ajung, că cineva trebuie să supravegheze aparatul. Aici, sau... dacă vedeți, avem un ochi de tigru, da, care e roșu acum, pentru că încă n-a făcut bateria click. Și am pus bateria verde la loc și e verde. Și el va sta așa 8 ani de zile cu bateria verde. Indiferent de temperatura care se simte indiferent de afară, temperatura de afară, da, pentru că el e amplasat în interior. Da. Dacă ați văzut la liceul Angel Salini, doar accesul e de afară, de fapt e ca o cutie poștală în interiorul, da, clădirii și atunci nu e problemă. Dacă ar rămâne afară la minus 20 de grade, ar fi o problemă inclusiv, da, cu circuitele electronice și cu bateria. Dar fiind la temperatură constantă, 8 ani de zile bateria va rămâne în stand-by. Dacă el e folosit și au loc descărcări electrice, atunci bateria va trebui înlocuită. Bine, mă gândesc mai că va fi verificat. Noi facem verificare. Acum 6 ani, un tânăr student medicinist din Cluj-Napoca a solicitat municipalității Baia Mare amplasarea a 10 astfel de aparate în Baia Mare, o fundație germană oferind gratis aparatura. Nu a fost interes la vremea respectivă, nu știm din ce cauză, trebuiau doar identificate locurile cele mai potrivite și avizarea amplasării lor, instruirea fiind asumată de fundația în cauză. De ce credeți că nu a fost interes? Și de câte defibrilatoare ar fi nevoie în Baia Mare ca să ne simțim oarecum mai în siguranță în cazul unui stop cardiorespirator? Directorul medical al ambulanței Maramureș, care a fost astăzi prezent la eveniment și îi mulțumesc, a spus că în urmă cu 3 ani, la fel, au făcut referat de necesitate către administrația locală, județeană, pentru amplasarea de defibrilatoare în spațiile publice. Dacă mergem de la graniță încolo și oprim în prima benzinărie, unde este stingător de incendiu, o să vedeți și defibrilator. În stații de tren, de metrou, în orice clădire publică, în alte state europene, da? În și parcuri, suntem... în fiecare scară de bloc, am fost în Statele Unite anul acesta, în fiecare scară de bloc e obligatoriu, altfel nu poți să funcționezi. Ești amendat ca proprietar de clădire sau ca asociație de proprietari dacă nu ai defibrilator. Peste tot există defibrilatoare. La noi e un cerc vicios. Trebuia să facă populația statul. Nu știe ce sunt acestea și cum să le folosească, da, pentru că nu există.
Iar pe de altă parte, autoritățile se scuză și spun nu punem pentru că populația nu știe păi să da, le folosească. Populația. Le pui și instruiești populația. De fapt, ceea ce și prezența mea în această emisiune e tocmai aceea de a spune populației că avem un prim aparat. Nu e, e doar o picătură. Urmează și altele. Urmează și altele. În măsura în care, prin linia aceasta de SMS sau prin alte mijloace, persoane care înțeleg importanța aceasta vor spune vreau să cumpăr unul, vreau să cumpăr un aparat și să-l montăm la școala la care copilul meu învață 3 ani sau 8 ani sau știu eu cât. Măcar pe acest considerent. Sau vreau să cumpăr un aparat, sunt om de afaceri din Baia Mare, din Maramureș, din Vaslui. Vreau să cumpăr 10 aparate și să le punem la 10 școli din Baia Mare sau din localitate. De ce am ales școli? În primul rând, pentru că școlile sunt amplasate strategic. Accesul înspre școală e cunoscut de toată lumea și e foarte ușor din toate direcțiile. Și e foarte ușor de promovat. Adică nu trebuie să indicăm 10 locații în Baia Mare, da. Ci spunem, la toate școlile din Baia Mare, ce vis frumos, există defibrilatoare. Și în felul acesta reușim să acoperim tot municipiul Baia Mare, toate localitățile. Nu știu, în Moisei, comuna mea natală, sunt 3 școli. 4, dar 2 sunt apropiate. La cele 3 școli există defibrilatoare. E ușor, toată lumea ar reține lucrul acesta. Se întâmplă o nenorocire, am fugit la școală, am luat defibrilator. Vreau să vă întreb un lucru. Statul și instituțiile sale au obligația legală și menționez obligația legală constituțională și legală să asigure o infrastructură de prim ajutor în spații publice urbane, gări, autogări, aeroportul, sediile administrației și așa mai departe. Vreau să ne spuneți, în județul nostru nu există asemenea dotări. E singura de genul acesta. Și cea de la complexul comercial de care vă spuneam. Și cea de la complexul comercial. Nu am văzut nici în spații publice din Cluj, București sau alte municipii. Poate că nu am văzut eu și există. Poate știți dumneavoastră. Da, există foarte multe discuții. Există, da, de acelea... Și vreau să vă spun, de exemplu, unitățile militare. Există interes că discuții există, spuneți. Unitățile militare sunt dotate. Și dacă este o legislație clară în acest sens. Toate unitățile militare sunt dotate pentru că, fiind sub umbrela NATO, da, li s-au aplicat regulile NATO și au fost obligați să cumpere. Și au făcut achiziție, mi se pare, câteva sute de defibrilatoare au unitățile militare. Nu suficient, dar în aceste spații... Ale MAPN. În aceste spații de care vă vorbeam eu nu există. Că sunt spații aglomerate, unde merg diverse persoane. Ceea ce facem noi... Diferite vârste. Prin acest proiect... Prin semnalul de alarmă pe care îl tragem, prin următoarele defibrilatoare pe care le vom monta, pentru că vom mai monta până la sfârșitul anului, cel puțin 5 în județul Maramureș. Pe de o parte, le punem la dispoziția celor care, Doamne ferește, dar se întâmplă, repet, vrem sau nu vrem, stopul cardiorespirator e ucigașul numărul 1 în lume. Dar de ne ce place nu sau interes? Nu? Răspundeți-ne, de ce nu este interes din partea statului? Când voi obligația fi, lor. Când voi fi ministru, când voi fi primar, când voi fi prefect, să mă întrebați atunci. Întrebare. Până atunci eu nu pot să răspund în locul lor. Păi, puteau să vină într-o campanie electorală, de exemplu, și să spună ne-am unit forțele și punem 10 astfel de aparate în oraș, 10 defibrilatoare. Se uită acum la emisiunea noastră și vor face așa. Să ia exemplu, că e ban... Până atunci, haideți să nu așteptăm după nimeni. Pot eu să fac ceva astăzi? Hai să fac. Poți tu, Mica, să trimiți un SMS cu 2 euro? Dacă poți și îți permiți lucrul acesta, trimite un SMS și... se va regăsi într-un aparat, undeva. Un aparat care s-ar putea să-ți salveze chiar viața ta sau viața cuiva drag al tău. Totul e gestionat cu maximă responsabilitate. Totul e transparent. Numărul de SMS-uri transmise e transparent, afișat pe acum, site-ul că... companiilor de telefonie. Nu există niciun fel de problemă în privința transparenței, privind această... achiziție, ca să spun. Trebuie doar să înțelegem că așa ceva e necesar, că așa ceva poate să-mi fie util mie, dumneavoastră, oricui. Forța unei comunități derivă și din numărul și modul de implicare al membrilor săi.
Cum reacționează oamenii la astfel de inițiative, să ne spuneți? Iată, din ceea ce văd eu, au reacționat destul de bine, dacă ați reușit în da, prima în fază momentul de să față sunt 427 de persoane care au trimis câte un SMS de 2 euro. Unii o singură dată, alții mai multe luni de zile. Și în felul acesta am reușit să cumpărăm primul aparat. Sunt convins că oamenii vor afla și astăzi, și mâine, și prin alte mijloace, vor afla de acest proiect și se vor alătura mai mulți. La un moment dat, probabil, vor fi zeci de mii de oameni care vor înțelege cât de important e. Pentru că obiectivul meu e să ajungem o nouă emisiune în care să vorbim despre ziua în care am montat aparatul cu numărul 1000. Acesta este obiectivul meu. Dacă și alții vor face la fel și vor monta și ei 1000 sau primăria va monta, în Baia Mare cred că 50 de aparate ar fi sunt suficiente. 50 de aparate înseamnă 100.000 de euro. 100.000 de euro înseamnă foarte puțin pentru primăria municipiului Baia Mare. Foarte puțin. Extrem de puțin. Vă dau un exemplu. Cheltuielile la sărbătoarea castanelor au fost de 3 milioane de lei, suma aprobată. Peste 800 de mii de euro. Adică de 8 ori mai mult decât necesarul ca să acoperim. N-ați avut curajul să depuneți un proiect la Consiliul Local? Încă nu am depus. Am vrut prima dată să veți face această inițiativă? Să arăt că am pornit că ceva, poate. Că am făcut eu, că se poate. Și voi face și solicitare către Consiliul Local Baia Mare. Domnule Blașin, mulțumim pentru participarea la emisiune. Dorim să promovăm și vom promova și noi pe mai departe astfel de inițiative benefice pentru comunitate și necesare de altfel. Vă mai așteptăm la emisiunile noastre. Vă despre mulțumesc. Moțiune, vă mulțumesc și eu. Am și un blestem la final. Da. Să dea Dumnezeu ca niciodată să nu fie folosit acest aparat. Dar dacă va fi nevoie vreodată, băimărenii trebuie să știe că acolo, pe strada școlii, există pe scările liceului Angel Salini, este primul. Și vom anunța unde vor fi și celelalte. Dar dorința e să nu fie folosit niciodată. Încheiem acest capitol, așa cum am spus, să nu fie folosit. Legat de moțiune, un minut, vă rog să ne spuneți, că și noastră v-ați mai implicat în viața. E un moment inedit. E pentru prima dată când un guvern este trimis acasă prin moțiunea opoziției. Pentru că a mai fost trimis un guvern prin acasă prin moțiunea proprie. Da. Eu nu mă aștept la mai bine, sincer. Pentru că e o perioadă foarte ciudată. E atât de multă ceață pe scena politică românească. Însă sunt de acord că guvernul actual, care astăzi a plecat acasă, și-a demonstrat pe deplin capacitățile, nu mai avea nimic de arătat, nu mai putea să continue. Că va fi mai rău sau mai bine, repet, eu la mai bine nu mă aștept. Rămâne de văzut, la urmă. Dar binele e pentru astăzi, e bine că au plecat. Da. Mulțumim încă o dată, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu televiziunea Teleplus, Maramureș și pe mai departe. O seară bună!